Prahovenii se gândesc deja pe cine să aleagă în fruntea localităților în care trăiesc. Astăzi vom sta de vorbă cu locuitorii comunei Păulești despre așteptările pe care le au de la viitorul primar. Gospodar, într-adevăr, și chiar să facă ceva pentru comuna asta, să-i pună în valoare măcar resurse, pentru că este o comună bogată, într-adevăr, și să aibă grijă de cetățeni. Din punctul nostru de vedere, ce ar trebui să facă viitorul primar? În primul rând, sală de sport la școală, pentru că copiii aceștia fac sport pe un hol de clasă și nu este normal. Asta ar fi, în primul rând, să rezolve problema trotuarelor și cam atât deocamdată. Gospodar să fie băiat de treabă, să nu fure, să fie băiat bun. Și ce să facă pentru Păulești? Păi să facă din ce în ce mai frumos. Să știe să facă tot ceea ce este mai bine pentru toți cetățenii din comună și să avem o comună frumoasă și... N-ar trebui să făcut în comuna Păulești acum, în momentul... Trotuarul era urgența, s-a făcut. De moment, zic că apă este de toate, canalizare, să mai facă și pe anexele secundare. Un om harnic, un om destoinic, un om capabil, inteligent și cu foarte, foarte multă experiență în domeniul public, în administrația publică, cu multă experiență. Așa ar trebui să fie. Așa ar trebui să fie. Ce așteptări? Și un om corect. Un om corect, că de fapt asta este principalul. Ce așteptări aveți de la viitorul primar? Ce să facă pentru comune, pentru noastră? Canalizare. Canalizare, mă refer la partea din spate. Să fie un om model pentru și să fie, cum să zic, exemplu pentru comună. Asta e tot ce trebuie. Să aibă și experiență, să fie gospodar. Bineînțeles, să aibă experiență, să fie gospodar. Mai îmbunătățească un pic și pe aici, pe sus, pe mal, să fie mai, un pic mai frumos, să facă un trotuar și pe aici. Și cred că o să rezolve și problema asta. Sunt Oana Stoica, iar mâine vom sta de vorbă cu locuitorii din orașul Băicoi despre profilul candidatului ideal.